Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Consiliul Județean Vrancea a găzduit ieri o întâlnire pentru prevenirea riscului de abandon școlar și absenteism în rândul copiilor care provin din medii defavorizate. Inițiativa acestei întâlniri, la care au participat reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu, a fost inițiată de consilierul județean Constantin Toader. Prevenirea abandonului școlar pentru copiii care provin din familii cu probleme materiale din medii defavorizate și în special a celor de etnie romă a fost luată în discuție în cadrul unei întâlniri care a avut loc ieri la Consiliul Județean Vrancea și care a fost inițiată de consilierul județean Constantin Toader. La această întâlnire a participat și deputatul Daniel Vasile, prim vicepreședintele Asociației Partida Romilor Pro Europa. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este pentru a preveni situația abandonului școlar, absenteismului și de a face un apel către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, adică primărilor, către domnii directori de școli să ne informeze tocmai și la timp atunci când sunt anumite absenteisme și abandonuri școlare, cazurile pe care sunt și de ce sunt, ca noi să putem, organizația noastră, Pardonul Pro Europa, să poată intervii împreună cu doamna inspector pe minorități și reprezentanții comunității de rom, ca să nu ajungem în situația familiei din localitatea Ciolăști, în care automat, datorită absenteismului, datorită unei situații mai precare, copiii au fost luați de către DGSPC Vrancea, bineînțeles, printr-o hotărâre judecătorească și un ordin prezidențial. Organizația noastră, fiind organizație reprezentativă națională a romilor, intenționează să încheie un parteneriat specific acestor probleme cu care se confruntă autoritățile locale și, de ce nu, și comunitățile de rom, pentru a promova respectarea drepturilor fundamentale ale copilului și, în ultimul rând, pentru a evita aceste măsuri extreme să fie instituite în comunitățile cu rom. Noi vrem să ne facem datoria, vrem să ne facem treaba acolo unde trebuie să intervenim și dacă considerăm că este responsabilitatea noastră, vom interveni, dar acolo unde au responsabilități autorități, instituții publice, solicităm, pe de-o parte, să-și facă datoria potrivit normelor legale și, pe de altă parte, propunem un parteneriat care să vină atât în sprijinul comunității, cât și în sprijinul autorităților publice să-și îndeplinească îndatoririle și atribuțiile legale. La evenimentul găzduit de Consiliul Județean Vrancea au mai participat și Anca Candra din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, profesor Maria Costache, inspector școlar pentru minorități și Merlin Ivancea, primarul comunei Slobozia Bradului. Deci procentul de copii pentru care s-a instituit măsuri de protecție din comunitatea romilor este foarte, foarte mic. Eu știu, 1%. Asta înseamnă că a existat o colaborare, a fost identificată o situație de risc împreună cu reprezentanții autorităților locale și, în primul rând, cu părinții, cu familia, da? Acea situație de risc a fost îndepărtată și nu s-a ajuns la separarea copiilor de familie. În cazul ăsta, din punctul meu de vedere instituțional, noi am fost izat de către reprezentanții autorităților locale pentru faptul că niciunul dintre copii nu mai frecventa cursul școlare. Neglijarea nevoilor educaționale este foarte grav, nu? Practic, el ca și adult poate eșua, de cel mai mult eșuează, a-și găsi un loc de muncă, a să integra în societate și într-o comunitate cum trebuie, a-și, eu știu, nu poate să-și ia carnet de șofer, nu? Acum este o lege. Nu poate funcționa efectiv ca un membru a unei comunități. Într-adevăr, abandonul școlar este un fenomen care în zilele noastre a luat amploare mult mai mult decât în ceilalți ani. Motivul nu este greu de bănuit, motivul este acela că societatea trece prin niște probleme destul de mari, destul de complicate, unele nu s-au mai întâlnit, cu altele s-au mai întâlnit, cu inflație, cu
niciodată nici educația nu va avea un alt parcurs decât acela pe care îl are societatea în ansamblu ei, sub toate aspectele. În ceea ce privește cazul acelor copii de la școala Ciorăști, eu am luat cunoștință doar de pe Facebook, când l-am văzut pe domnul deputat acasă la părinții copilului. Probabil că domnul director știe mai multe despre situația acestor copii și sunt foarte sigură că s-au făcut verificări serioase în ceea ce privește prezența copiilor la școală. Personal, cred că noi, toate instituțiile statului, trebuie să colaborăm între noi pentru și doar în interesul copilului. Eu nu spun că nu sunt legături de afectivitate legate între părinți și copii, dar întotdeauna noi trebuie să avem în vedere interesul copilului. Părinții să fie mai responsabili, să fie mai atenți și cu educația copiilor și cu situația socială, să caută să se integreze în câmpul muncii, să aibă un venit din care să aibă posibilitatea să își îngrijească astăzi copiii. Astăzi, la nivel de România, este un mare deficit de personal de muncă, chiar și necalificată, și în situația în care se dorește, cred că se poate găsi un loc de muncă, fără doar și poate. Însă, altceva aș vrea să punctez. Cred că romii neintegrați, de fapt, s-a dorit să fie, nu știu, comunități de romi care să fie neintegrate. Sunt multe programe prin care se poate sprijini romii care n-au o educație, n-au școală, care au fost pierduți, cum și puncta doamna inspector, se poate recupera. Întâlnirea de ieri a avut drept scop identificarea de soluții pentru reducerea fenomenului abandonului școlar și absenteismului, situații cauzate în special de sărăcie și lipsa educației. Primăria Focșani a fost acceptată în programul privind casarea autovehiculelor uzate rabla local. Municipalitatea a depus solicitare pentru 1000 de autoturisme uzate, respectiv pentru suma de 2.400.000 de lei. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat lista dosarelor depuse de localități care au fost acceptate în acest program în urma ședinței Comitetului de Avizare din 12.06.2023. Primăria Municipiului Focșani a depus o solicitare pentru 2.400.000 de lei, respectiv pentru casarea a 1.000 de autoturisme uzate, care au o vechime egală sau mai mare de 15 ani. Acesta este numărul maxim de autoturisme permis prin ghidul de finanțare. Foarte mic dacă ne raportăm la cele 10.363 de autoturisme și 589 de autoutilitare ușoare care îndeplinesc criteriile și care sunt înregistrate în evidențele Primăriei Municipiului Focșani. Stimulentul pentru casare acordat prin programul Rabla Local are o valoare de 3.000 de lei, din care 2.400 de lei este contribuția administrației Fondului pentru Mediu și 600 de lei contribuția Primăriei Municipiului Focșani. După înscrierea municipalității în programul Rabla Local, urmează încheierea contractului de delegare între Primăria Municipiului Focșani și Administrația Fondului pentru Mediu. Ulterior, va fi publicat pe site-ul afm.ro anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și sumele alocate pentru Municipiul Focșani. Primăria va publica data la care va fi lansată înscrierea pe site-ul AFM și cu celelalte condiții care trebuie respectate de persoanele doritoare să se înscrie în programul privind casarea autovehiculelor uzate Rabla Local. Ghidul de finanțare pentru acest program poate fi consultat pe pagina de internet a AFM. Prin casarea celor 1000 de autoturisme uzate, primăria vrea să îmbunătățească calitatea mediului din municipiul Focșani și să reducă presiunea asupra infrastructurii rutiere din oraș. Totodată se dorește stimularea utilizării transportului public local în detrimentul autoturismului personal. Ne dorim ca programul Rabla Local să fie derulat cât mai repede, însă, așa cum am menționat anterior, calendarul și etapele acestuia sunt stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu. Instituția de mediu va stabili data la care cetățenii se pot înscrie pentru obținerea stimulentului pentru casare și va transmite lista solicitanților către Primăria Municipiului Focșani. Au transmis reprezentanții biroului de presă al Primăriei Municipiului Focșani.
Doi bărbați din Bacău au fost reținuți de polițiști din Vrancea în cadrul unui dosar ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat de componente de telecomunicații ce aparțin unei societăți. Astăzi, în același dosar, au fost efectuate percheziții domiciliare în Vrancea și Bacău. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au efectuat 22 de percheziții domiciliare la adrese din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, și din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea, în cadrul unui dosar penal în care se desfășoară cercetări pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat de componente de telecomunicații ce aparțin unei societăți comerciale. Doi bărbați din Bacău au fost reținuți de polițiștii din Vrancea, prejudiciul fiind de 150.000 de lei. Ieri, în intervalul orar 6:30-12, cele 22 de mandate de percheziție domiciliară au fost executate de către polițiștii de investigații criminale, ordine publică, investigarea criminalității economice fiind descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor, două autoturisme care ar fi fost folosite la săvârșirea infracțiunilor, precum și scule electrice și componente de utilaje pentru construcții. Astfel, valoarea estimată a bunurilor fiind de aproximativ 250.000 de euro susceptibile că ar fi provenit din săvârșirea unor infracțiuni de furt calificat. Din cercetări a reieșit că în perioada aprilie-mai, anul curent, cei doi bărbați de 21 și 34 de ani, ambii din județul Bacău, ar fi sustras aproximativ 400 de metri de cabluri subterane ale unei rețele de telefonie din municipiul Adjud, estimate până la acest moment la aproximativ 150.000 de lei. În baza probatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii celor doi bărbați pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet competente, în vederea aplicării unei măsuri preventive. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Vrancea și Bacău, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vrancea, jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun și Inspectoratului de Jandarmi județean Vrancea. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Adjud, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătorie Adjud. În continuare sunt desfășurate activități pentru identificarea celorlalți participanți și tragerea acestora la răspundere penală. În cursul zilei de astăzi, cei doi bărbați vor fi prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, după cum se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea. Suntem în plină vară, sunt zile calde în care simțim nevoia să deschidem aerul condiționat sau ferestrele. Curenții de aer, fie calzi sau reci, pot crea neplăceri celor sensibili. Medicul Orele Mărioara Merchea vine cu câteva recomandări pentru a nu ajunge în situații de disconfort sau chiar durere. Într-adevăr, curenții de aer, fie ei calzi sau reci, pot aduce neplăceri. Depinde însă de foarte mulți factori lucrul ăsta. Adică depinde de, dacă ne referim la aerul condiționat pe care îl avem în mașină sau în cameră, în cabinet, în locul de muncă, acasă, așa. Depinde și cum este direcționat. Adică el nu trebuie să fie direcționat direct spre corpul nostru, spre partea superioară a corpului, pentru că aici sunt zone destul de delicate, mă refer la ureche, nas, gât, care pot fi afectate mai ușor. Deci el trebuie direcționat undeva într-un perete opus celui în care, în direcția, deci nu în direcția noastră, în direcția opusă. Bineînțeles, trebuie să avem grijă să curățăm filtrele. Asta este foarte important, să curățăm filtrele aparatelor de aer condiționat, pentru că ele se încarcă cu, în primul rând, se pot încărca cu praf și acel praf nu îl mai face eficient pe aparatul respectiv și îl putem și noi inspira. Doi, să știți că poate exista acolo o încărcătură bacteriană, microbiană, care de asemenea ne poate face rău. Și dacă acești curenți de aer, respectiv chiar și cei calzi, am spus, atunci când sunt direcționați spre noi, ne usucă foarte mult mucoasa nazală și cea a gâtului, deci deranjează poarta de intrare a virozelor și a microbilor. Dacă nasul își strică mucoasa care îl îmbracă, atunci el nu mai are rolul ăla de filtru și de apărare și noi ne putem îmbolnăvi foarte ușor. De asemenea, contează sau poate produce deranj foarte mare și la nivel urechilor. Conductul auditiv extern se inflamează foarte ușor, chiar dacă nu e vorba de o patologie bacteriană sau virală. Dar din cauza curenților de aer, și aici mai ales curențe de aer rece pot influența mai mult urechea, creează o anumită congestie, un anume edem la nivelul conductului auditiv extern,
Deci urechea se umflă și doare foarte mult pentru că este foarte bine inervată și dacă noi nu suntem cuminți și mai folosim bețișoare, mâna care... Deci nu trebuie folosite așa, nici bețișoare. Niciodată. Eu recomand și spun pacienților, dacă te doare poți înghiți un antiinflamator, un antidureros, mai bine nu folosești niciun preparat până nu îți recomandă doctorul. Medici. Pentru că e mai ușor de prevenit decât de tratat și urechea în general este foarte sensibilă și dacă noi folosim bețișoarele avem tendința de a ne curăța excesiv și de fapt noi o rănim, o deranjăm mai mult. Pacienții care au trecut prin cabinetul nostru și au avut probleme au primit și sfatul acesta și s-au învățat minte, ca să zic așa, anii următori, mai bine repet, înghiți o pastiluță de antiinflamator, orice, un Nurofen, un paracetamol. Nu, fără paracetamol și Nurofen. Dar astea sunt medicamente pe care le folosim cu toții, chiar fără rețetă de la medic și este primul care ne vine în ajutor. Așadar, nu vă expuneți direct în aparatul de aer condiționat, încercați să-l dirijați undeva într-un perete opus celui în care, în locul unde stați dumneavoastră și dacă vreți să folosiți, să mergeți cu o mașină decapotabilă, bineînțeles că sunteți probabil mai tineri dacă vreți să faceți asta, nu e greșit dacă vă prindeți și pe cap ceva, o basma, adică totuși aerul, curenții de aer, nu neapărat din aer condiționat, de la geam deschis, de la tren, de la microbuz, de la așa, pot deranja. Dacă ți acoperi puțin conductul auditiv, adică urechile, nu faci rău. O femeie din satul Străjescu, care nu mai revenise la domiciliu, a fost găsită de polițiști cu ajutorul câinelui de urmă, Ted. Polițiștii secției 1 Poliție Rurală Golești au fost sesizați ieri în jurul orei 11:30 de minute despre faptul că o femeie de 33 de ani din comuna Garoafa, sat Străjescu, a plecat de la domiciliu în cursul serii anterioare în jurul orei 21:20 de minute și nu a mai revenit. Polițiștii au demarat imediat acțiunile de căutare în vederea identificării persoanei dispărute. În cadrul cercetărilor și acțiunilor de căutare, în sprijinul polițiștilor s-a alăturat câinele de urmă Ted din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. În circa 30 de minute, Ted i-a condus pe polițiști într-o zonă izolată cu vegetație înaltă, unde femeia a fost găsită teafără, dar într-o stare avansată de deshidratare. Femeia nu a fost victima vreunei infracțiuni și a fost încredințată familiei. Ted are 8 ani și sub coordonarea conductorului agent șef de poliție Boldeanu Gabriel, face parte din colectivul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea din anul 2016, când avea vârsta de 6 luni. În anul 2017 a absolvit cursul de calificare la Centrul Kinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu. Cu specialitatea căutare urme de miros uman și de atunci a adus la bun sfârșit cu succes nenumărate misiuni la care a participat. Se arată într-un comunicat al Poliției Județului Vrancea. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 16 și 18 grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!